Salutare tuturor, sunt Alexandru Ilie, master în fizioterapie, iar în videoul de astăzi mi-am propus să vorbesc despre relația care se află între schimbările de presiune atmosferică și durerile articulare. Așadar, dacă ești și tu unul dintre persoanele care spun "Ah, ce mă dor genunchii, cred că de mâine se schimbă vremea", urmărește acest video până la final. Bine v-am regăsit! Sunt Alexandru Ilie și, așa cum povesteam și în intro, astăzi vreau să vorbesc despre această relație care se află între schimbarea de presiune atmosferică și durerile care pot fi resimțite la nivelul articulației. Însă pentru asta este nevoie să înțelegem câteva lucruri pentru care vreau să vă rețin câteva momente. Ce înseamnă de fapt presiunea atmosferică? Ei bine, de jur împrejurul nostru există o atmosferă formată din diverse gaze. Aici, la noi pe planetă, se pare că dominanta este de azot, în proporție de aproape 79%, apoi aproape 19% este oxigen, slavă Domnului, și bineînțeles 1 și un pic la sută dioxid de carbon și alte gaze. Ei bine, aceste gaze formează atmosfera noastră care, ce credeți, au o greutate și apasă pe scoarța terestră, adică este presiunea, forța cu care apasă gazele pe pământul nostru. Da, ați auzit bine, ne apasă în fiecare zi. Asta înseamnă presiune atmosferică, forța cu care apasă aceste gaze pe scoarța terestră. Acum, ce înseamnă de fapt instabilitatea presiunii atmosferice? E bine, această presiune atmosferică se pare că se poate măsura la nivelul mării și undeva la 760 de mililitri coloană de mercur este valoarea pentru care noi considerăm că este optimă. Însă apare la un moment dat fenomenul de instabilitate, când presiunea scade sau crește. De ce se întâmplă asta? E bine, pentru a înțelege acest lucru, e important să înțelegem câteva aspecte simple despre densitatea maselor de aer. Da, sunteți aici pe Restartix, vorbim în continuare despre fizioterapie și cum putem combate durerile, dar mai aveți un pic de răbdare ca să înțelegeți. Ei bine, densitatea aerului variază în funcție de temperatura acestuia. Prin urmare, un aer cald, dacă ne uităm așa când suntem la bucătărie și ridicăm vasul de la ciorbă, ce se întâmplă cu aburii de acolo? Imediat se înalță. Aerul cald are proprietatea de a fi o densitate mai mare, mai mică, îmi cer scuze, și se ridică practic spre polul nord. Apropo, dacă tot vorbim de aer cald, cred că ar fi bine să arătăm și planeta, nu? Să vină planeta! A venit planeta! Ei bine, aceasta este planeta noastră, care e așa un pic înclinată, așa îi place să stea mai strâmbă, ce bine că stă așa. Și aici este soarele care tot timpul, planeta noastră se învârte, soarele stă pe loc și o încălzește. Ce bine că face asta. Ei bine, soarele nu bate uniform asupra pământului nostru, iar zona mediană a planetei noastre, numită Ecuador, este mult mai mult încălzită cu aer. Ei bine, aici temperatura este foarte, foarte redusă, polul nord, respectiv polul sud. Ne aducem aminte de vasul de ciorbă, da? Când se ridică aburii. E bine, de la ecuator, aerul începe să urce ușor, ușor către polul nord. Iar ce este interesant, densitatea aerului rece este una mult mai mare. Prin urmare, e mai greu. Deci aerul rece are tendința să coboare. Către unde? Către ecuator. Acum, trebuie să știți faptul că în momentul în care cele două mase de aer se întâlnesc, există fenomenul de egalizare de temperatură. Adică, rece cu cald se întâlnește și ce se întâmplă? Schimbarea presiunii atmosferice. Din 760 de grade milimetri coloană de mercur, ei bine, ajunge să avem în primă fază o reducere a presiunii atmosferice și poate fi resimțită chiar la 710-720. Care este relația presiunii atmosferice cu organismul nostru uman? Trebuie să știm faptul că este una extrem de interesantă și anume invers proporțională. Ce înseamnă asta? Când presiunea atmosferică scade, presiunea din interiorul articulațiilor noastre trebuie să crească. Invers proporțional. Presiunea atmosferică scade, presiunea intraarticulară crește. Ei bine, în momentul în care această presiune crește, s-a constatat faptul că, de fapt, capsula noastră articulară, deci ne imaginăm, ne uităm la genunchi, are parte de o vasodilatație, deci trebuie să crească din punct de vedere al spațialității. Această creștere în volum poate determina apariția unui un fenomen dureros. Așadar, cam aceasta este explicația pentru care, atenție, înainte să se schimbe vremea,
apar durerile articulare. Deci dacă simți acest tip de durere, nu este niciun fel de problemă, trebuie să înțelegi doar ce ai de făcut. În primul rând, trebuie să începi să faci niște exerciții în mod regulat pentru toate articulațiile mari, adică capsulele de care vorbeam, pentru a putea întreține acest fenomen, deci practic să antrenezi organismul să răspundă la această stare de vasodilatație, de mărire a spațialității, pentru a fi antrenată în urma răspunsului pe care l-are de oferit când se schimbă presiunea atmosferică. Mai este un alt lucru pe care trebuie să știți, cei care suferă de o boală artrozică sau un reumatism au deja un status inflamator local destul de activ. Prin urmare, orice perturbare a capsulei articulare de multe ori are o sensibilitate crescută și apare fenomenul dureros. Însă și acolo se pare că mișcarea poate produce beneficii extraordinar de mult dorite. Așadar, cam atât despre tunete, fulgere și curenți de aer. Acum, haideți să vezi care sunt acele exerciții care te pot ajuta atunci când se schimbă presiunea atmosferică, pe care le poți face din confortul casei tale. Bine te-am regăsit! Așa cum spuneam mai devreme, presiunea atmosferică într-adevăr influențează tensiunea din capsulele noastre articulare. Așadar, când te auzi că spui, mă dor genunchii, cred că o să plouă mâine, să știi că ai dreptate. Ce vreau în schimb acum să facem, ce ți-am promis mai devreme, este un set de exerciții foarte simple, 10 exerciții cu ajutorul cărora să poți să-ți pregătești articulațiile pentru aceste schimbări de presiune atmosferică și astfel răspunsul organismului tău să nu mai fie unul dureros atunci când se schimbă vremea. Așadar, haideți să o luăm de jos în sus, o să mobilizăm toate articulațiile. Pentru început o să vreau să facem un exercițiu cu articulația gleznei, o să ne ridicăm pe călcâie și pe vârfuri. Această vârf, călcâi, da? Călcâi, vârf, călcâi, vârf. O să facem o singură serie de 10 repetări și o să vreau să le facem chiar împreună. Ne pregătim și începem. 1, 2, foarte bine, spatele este drept, 4, respirăm, 5, 6, haide, haide, 7, 8, 9, trage bine de vârf și 10, excelent! Acesta este primul exercițiu pe care l-am putut face, poți să faci fără niciun fel de problemă două serii de câte 10 repetări. Următorul exercițiu vizează articulația genunchiului. Este un exercițiu în care de data aceasta am să mă pun ușor în lateral, în profil, în raport cu camera principală, tocmai pentru că vreau să evidențiez faptul că spatele este drept. De ce? Pentru că vreau să facem această mișcare de extensie a genunchiului. O greșeală pe care n-aș vrea să o faci este să faci această extensie și să stai așa cu coșat. Da? Și să spui, uite, eu fac extensie de genunchi, aceste exercițiul de care îmi vorbește Alex. Deci vreau să facem prima dată o posturare corectă, spatele este drept, pot să mă pun cu mâna pe laterala scaunului sau ușor spre înapoi, o să fie o descărcare din etajul lombar, din presiunea pe care o putem resimți în etajul lombar și de aici începem. 1, 2, foarte bine, 3, respirăm, 4, 5, 6, foarte bine, 7, spatele drept, 8 și 9 și 10, foarte bine. Ritmul tu îl decizi în funcție de cum poți să realizezi aceste 10 repetări. Am făcut pe piciorul stâng odată, o să vreau să fac același lucru și pe piciorul drept imediat. Important este să simți că în capătul mișcării încordezi foarte bine musculatura de pe fața anterioară a coapsei și totodată spatele este lipsit de durere. Facem și pe piciorul drept o serie. 1, foarte bine. 2, dai aerul afară când faci această extensie de genunchi. 3, 4, 5, 6, foarte bine. O să dai ușor pe spate. 7 și deja o să simți confortabil pentru zona lombară. Sau, aici este un exercițiu deja mult mai greu. 8, bine. 9, foarte bine. 10, ne oprim. La fel ca și în exercițiul anterior, poți să faci fără niciun fel de problemă două serii de câte 10 repetări, asta dacă te simți deja pregătit. Al treilea exercițiu pe care vreau să-l facem vizează data asta articulația pumnului. Ei bine, pentru început o să vreau să stai apropiat cu coatele de trunchi și din această poziție o să vreau să facem mișcarea de flexie și extensie a pumnului. Fie cu pumnul strâns, fie cu palma întinsă. Vom face 10 astfel de înclinări, jos, sus, flexii, extensii de pumn. Ne pregătim, începem. 1, 2, 3,
4, 5, foarte bine, 6, spatele drept, 8, 9 și 10, foarte bine. O scurtă pauză, fără niciun fel de problemă, poți face două serii de câte 10 repetări. Eu acum voi merge mai departe cu al patrulea exercițiu, în care vreau să facem ceea ce numim înclinare cubitală, înclinare radială. Da? Deci, practic, este așa ca un fel de tocător, ne imaginăm, că este palma noastră și vom face 10 astfel de înclinări. Spatele este drept, coatele apropiate de trunchi și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine! La fel cum am făcut pentru toate exercițiile, putem rămâne la o singură serie sau putem face chiar două serii. Al cincilea exercițiu va fi de data aceasta această mișcare de pompaj în care facem, strângem pumnul și deschidem puternic degetele. 10 astfel de repetări, ne pregătim și începem. 1, 2, strânge bine pumnul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foarte bine! Hai bine, a venit momentul să mergem la nivelul articulației de cot. Articulația cotului de multe ori poate prezenta dureri când se schimbă vremea și tocmai de asta e bine să o antrenăm. Prin urmare, o să vreau să facem această mișcare de bază în care facem o ducere a pumnului către umăr, o flexie, respectiv o extensie. Vom face împreună 10 astfel de repetări fără să ne grăbim, spatele rămâne drept, iar în capătul mișcării vreau să te asiguri că întinzi foarte bine cotul. Ne pregătim, începem. Inspiri, expiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelent! Ne revenim un pic după aceste 10 repetări, după ce îți revii cu ritmul cardiac, o să vreau să poți să faci chiar a doua serie de 10 repetări sau să mergem mai departe cu următorul exercițiu. Așadar, de data aceasta o să vreau să mobilizăm articulația umărului și, ca să nu ies eu foarte mult din cadru, o să vreau să vă arăt pentru început, vom ridica brațele și vom coborâ mergând foarte mult spre înapoi. O să mă pun la fel în profil ca să mă vedeți mai bine, ridic cât pot de mult și cobor și mă duc mult de tot înapoi. Flexie de brațe, extensie de brațe. Vom face 10 astfel de repetări, atenție, până la apariția pragului dureros. Dacă cumva ai un sindrom de umăr dureros, neapărat să urmărești în acest video, în descrierea acestui video, pentru că am lăsat un link către un alt video care îți arată 5 exerciții pentru a combate durerile de umăr. Așadar, ne pregătim, fiecare ajustează amplitudinea de mișcare la potențialul său nedureros din acest moment. Inspir, foarte bine, și dau aerul afară. Și mă duc cu brațele în spate. Și. Spatele este drept. 3. 4. 5. 6. 7. Foarte bine. Bine. 9. Excelent. O serie de 10 repetări, foarte bine, deja ar trebui să simți toate aceste articulații deja mobilizate, bine pregătite și să înțelegi că repetarea acestor exerciții poate să reducă simptomatologia dureroasă atunci când se schimbă vremea de afară. Mergând mai departe de data aceasta, o să vreau să îți arăt un nou exercițiu care vorbește despre sănătatea a umărului, care de data aceasta o reflectăm la nivelul unui exercițiu care noi numim presă. Adică ne imaginăm că avem aici o greutate la nivelul pumnului și vrem să împingem către în sus, da? 1. E ca și cum aș avea un copil pe care vreau să-l împing deasupra. 2. 3. 4. 5. 6. Împinge. 7. 8. 9. 10. Foarte bine. Dacă poți să faci două serii de 10 repetări, nu e niciun fel de problemă.
Din contră, este foarte bine. Important este să nu te forțezi, să nu începi să faci mai mult poate decât ești pregătit în acest moment și să-ți asculți întotdeauna organismul. Știe cel mai bine care este dozajul optim. E bine, acum o să vreau să ne schimbăm imediat camera și să mergem în picioare. Acum suntem în picioare și vreau să stimulăm un pic mobilitatea articulației coxofemurale. E bine, exercițiile sunt foarte simple, o mobilizare extrem de elementară, în care pentru început o să vreau să facem o mișcare de balansare spre înainte și spre înapoi, flexia și extensia de șold. După cum vezi, eu mi-am luat un punct de sprijin la perete, îți recomand și ție să faci același lucru, și o să facem 10 astfel de pendulări în care oscilez, piciorul, după cum vezi, este descărcat ca un pendul, nu este o mișcare lentă în care să stimulez musculatura flexoare și respectiv extensoare, ci este un pendul, o balansare. Ne pregătim, atenție, când facem această balansare, aș vrea să evităm mișcarea cu trunchiul, da? Să fac această mișcare în care trenul superior se balansează simultan cu membrul inferior. Trunchiul stă fix și căutăm exclusiv din șold să mobilizăm cât ne lasă articulația. Începem 10 repetări cu fiecare picior, ne pregătim, spatele este drept și 1, descarci piciorul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spatele drept, 8, nu arcuii, 9, 10, foarte bine, schimbăm, doar pe partea opusă și 1, 2, 3, 4, spatele drept, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Excelent, aceasta a fost flexia extensia de șold, foarte utilă, mai ales dacă te confrunți cu o situație de artroză locală, este foarte recomandat să faci acest tip de mișcare, foarte blândă și sigură. Acum îmi iau un punct de sprijin pe această etajeră, da, pe acest raft, și o să vreau să fac o mobilizare spre interior, respectiv spre exterior, ușoară pendulare în abducție și adducție de șold. Da? Și la fel 10 astfel de repetări. Sper că ești pregătit, începem și 1, 2, descarcă piciorul, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, foarte bine, și schimbăm piciorul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent, felicitări! La fel ca celelalte exerciții, poți face cu succes două serii de câte 10 repetări, totul depinde de tine. Acestea au fost cele 10 exerciții pe care vreau să te încurajez să le faci, asta pentru a reduce fenomenul dureros produs de schimbarea presiunii atmosferice. Este un obicei sănătos să-ți mobilizezi toate articulațiile în fiecare zi, după cum ai văzut, aproape 10 minute reușești să faci acest lucru. Un obicei care o să vezi îți poate aduce foarte multe beneficii. Eu sunt Alexandru Idie și dacă acest video îl consideră fiind util și ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like pe care îl găsești imediat și, în ultimul rând, să te abonezi, să apeși pe butonul de subscribe, asta ca să nu ratezi următoarele videouri. Până data viitoare, eu vă doresc o viață cu zero durere.